Într-o lume în care primim neîncetat vești triste, tulburătoare, întruparea Fiului Lui Dumnezeu este o veste bună. Fiind înstrăinați de Dumnezeu din cauza păcatelor noastre, fără nicio șansă să refacem legătura cu Creatorul prin eforturile noastre, Dumnezeu ne surprinde trimițându pe Fiul Său în mijlocul umanității căzute. Isus a chip de om și astfel este Dumnezeu adevărat, și om adevărat. După cum spune în Vechiul Testament, prorocul Isaia, în capitolul 9, versetul 6 al cărții sale, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umării lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părinte al veșnicilor, domn al păcii. Vestea bună este că cel atotputernic și sfânt nu ne abandonează. Și pentru că ne iubește nespus de mult, ne oferă o șansă nouă prin lucrarea făcută de Fiul, începută odată cu întruparea Lui. Isus își dă apoi viața pentru ca păcatele noastre să fie iertate. Vestea aceasta bună ar trebui să fie mai mult decât o simplă informație încurajatoare. Ea poate și trebuie să devină fundamentul unei vieți noi transformate de întâlnirea personală cu Mântuitorul. Odată acceptată lucrarea salvatoare a Fiului Lui Dumnezeu, trebuie ca noi înșine să devenim mesagerii veștii bune. De aceea, vă dorim sărbători binecuvântate de Dumnezeul întrupat, Mântuitorul Iisus Hristos. La mulți ani!